Bună dimineața! La dumneavoastră pe stradă, ce e aici, Poieniței? Așa e mereu apă? Se strânge, nu e canalizare? Numai când plouă. Numai când plouă. Spuneți-mi, vă rog. Canalizarea, dar nu ajunge apa de acolo aici. Are și aici. A, acolo e canalizare, nu? E înfundată. Sunt case unde intră apa în curți? Încă nu sunt. Aici când treceau mașinile, poate, la ei. Mai aruncă spre garduri, spre case. De când e situația asta așa? Acum când plouă, a fost înainte să mai... Au pus, au înălțat șoseaua ca să intre apa în curți, sau? Așa se vede aici. Păi da. Ia uite. Bordura e la nivel cu strada, cu șoseaua. E. Și canalizarea... La gară, unde? Nu canalizarea la gară. Înfundat. O bat jocură. Vecinii ce spun? Sunt fericiți, văd. Dacă mai pun și asfalt, e clar. Păi da. Eu ridic mai sus. Aici pe partea aia, că și pe partea aia cam tot așa e. Pe ce stradă? Pe Vișin? Pe... Da. Păi am fost și au stupat gaigările cu... Lăsați gaigările, cu pământ. Dar avem tot așa, cum e aici. Să dăm la pește, să... Și cine ar fi vinovat după dumneavoastră? Păi cine poate să fie vinovat decât cei de la primărie? Că altcineva nu poate să fie. Primăria, conform legii, este administratorul drumului. Da. Și nu-i preocupă. Au venit pe aici, v-au întrebat, au văzut. Ce să întreb? Nici măcar bună ziua n-a venit. Aseară trebuie să spunem că a plouat puțin, n-a plouat mult. Ei, și când a plouat mult, ne luăm cizme de gumă de alea de pescar și intrăm pe aici. Bine, mulțumesc.